Din înregistrările video publicate de presa străină se vede că femeile sunt preluate de la militanții Hamas de către reprezentanții organizației Crucea Roșie. După eliberare, acestea au fost transferate într-o bază militară a Israelului. Acolo, femeile au vorbit la telefon cu președintele SUA, Joe Biden. Femeile care locuiesc în orașul american Chicago s-au dus în Israel pentru a sărbători ziua de naștere a bunicii lui Natalie, într-un kibuț de lângă fâșia Gaza. Iar pe 7 octombrie au fost capturate de militanții Hamas împreună cu alți aproape 200 de oameni, printre care copii și bătrâni. De atunci, rudele femeilor nu au mai auzit nimic de ele. Tatăl fetei povestește că a trecut prin adevărate momente de groază. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy and she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand, but she told me it's nothing. She's okay. Can you describe what it's been like to wait and not know? It's the worst situation. I did not sleep at night and my head always been in Israel. Lots of phone calls in Israel. Lots of TVs. I've been glued to the TV for 2 weeks, hoping for good news. Finally it came. Presa israeliană comentează că Hamas le-a eliberat pe cele două femei pentru a face presiuni asupra armatei israeliene să amâne operațiunea militară terestră din Gaza.